Vestea bună e că planeta noastră a înflorit timp de 4,5 miliarde de ani. Vestea proastă e că de curând am apărut noi pe ea, așa cum se pun muștele la curul calului. Uite 10 vești proaste despre planeta noastră. În fiecare an, 500 de meteoriți lovesc Pământul. 2. Luna se îndepărtează de Pământ cu 3,8 cm pe an. 3. În viitor, epuizarea hidrogenului va duce la secarea oceanelor și aproape că va opri ciclurile geologice care asigură stabilitatea climei planetei noastre. Viața ar putea continua, dar numai în regiunile polare. 4. Deșertul Gobi se extinde cu 10.000 de km pătrați pe an, invadând terenuri productive și amenințând cu dispariția multe state. 5. Oceanele lumii conțin destulă sare pentru a acoperi toate continentele cu un strat gros de aproape 150 de metri. 6. O vacă emite prin râgâieli până la 380 de litri de gaz metan pe zi. Vacile și alte animale domestice produc aproape o treime din emisiile anuale de gaz metan. Metanul este un gaz cu efect de seră care încălzește atmosfera terestră de 21 de ori mai repede decât dioxidul de carbon. 7. 4 ani de despăduriri au același impact asupra mediului ca toate cursele aeriene de la începutul aviației până în 2025. 8. Încălzirea globală ar putea provoca topirea banchizelor din Groenlanda și Antarctica, ducând la o creștere globală a nivelului mării cu peste 6 metri, cu efecte devastatoare pentru zonele de coastă din întreaga lume. 9. Numărul uraganelor din categoria a 4-a și a 5-a s-a dublat în ultimii 30 de ani. Și 10. Peste circa 7,6 miliarde de ani, Soarele va atinge dimensiunea lui maximă, ajungând cu 20% dincolo de orbita Pământului și strălucind de 3.000 de ori mai puternic decât în prezent. În ultima fază, Soarele se va prăbuși, devenind o stea pitică și va înghiți Pământul. Poate atunci va muri și Iliescu. Având în vedere că așa stă treaba, abonează-te la ZaiaFet cât mai ai timp și bucură-te de vremea frumoasă de afară, pentru că se pare că în sfârșit a venit vara și pentru noi.